Colonelul în rezervă Marian Popescu a acuzat astăzi într-o conferință de presă actuala guvernare că procedează discriminatoriu atunci când decide alocarea fondurilor de la buget. În timp ce ministrul Traian Igaș vrea să concedieze 10.000 de polițiști, serviciile secrete primesc suplimentări la buget, a relatat Marian Popescu. Actuala guvernare își bate joc de angajații MEAI prin disponibilizări și diminuarea normei de hrană, în timp ce pentru cei care asigură liniștea președintelui și cei din serviciile secrete, găsește resurse să le suplimenteze veniturile. Nu credeți? Vă exemplific. Pe 9 martie, guvernul a decis suplimentarea bugetelor SIE, STS și Ministerul Justiției cu aproape 36 milioane lei pentru plata majorării contribuțiilor la pensii. Deci au găsit bani. Pe data de 18 mai, mai puțin deci de o lună, guvernul a alocat 4,2 milioane lei SRI pentru cheltuieli cu personalul din domeniul ordinii și siguranței naționale. Deci, iar au găsit bani. Și atunci revin și întreb, de ce pentru unii ciumă și pentru alții mumă? Să fie urmarea mitingului din septembrie 2010? Potrivit colonelului Popescu, a fost stabilit deja numărul celor care vor fi disponibilizați din structurile Ministerului Administrației și Internelor din Giurgiu. Disponibilizările care se referă la întregul minister vor afecta și aproximativ 200 angajați din unitățile mai aflate pe raza județului Giurgiu. Din informațiile pe care le am, se pare că este vorba de 20 de polițiști, 30 de jandarmi, 40 de pompieri și peste 100 de polițiști de frontieră.